Salut! Eu sunt Flaviu și mă bucur super mult să vă văd. Sper că și voi mă vedeți pe mine, pentru că asta înseamnă că o să vă faceți tema. Suntem la primul modul de desen de bază pe care am decis să vi-l ofer prin intermediul videoului, pentru că putem să salvăm mai mult timp și să acumulăm mai multe cunoștințe. Așa că eu o să încep cu începutul. Și o să vă povestesc de ce v-am dat acele sketchbook-uri pe care le-am în spatele meu și pe care vi le-am dat la ultima întâlnire. Caietul de schițe la un artist este, în primul rând, o carte de vizită. În sensul că eu, atunci când eram mic, am avut ocazia să văd niște caiete de schițe ale unor colegi de-ai mei care m-au dat pe spate. Înainte să îmi doresc eu să fiu artist, am văzut niște caiete pline de desen și pur și simplu mi-a explodat mintea. Am simțit că acolo se întâmplă magie și că vreau și eu, și pentru mine a fost un super motor. În al doilea rând, caietul de schițe e super important pentru a exersa. Este ca un fel de jurnal, dar că nu scrieți, ci desenați. Adică gândurile pe care le aveți le transpuneți ușor pe hârtie, pentru că nu este nicio responsabilitate în caietul de schițe. Puteți face ce vreți voi și din acel ce vreți voi, puteți să scoateți la rândul vostru iarăși ce vreți voi, adică puteți să aveți niște gesturi, puteți să aveți artă abstractă, ce vă doriți voi, tot ce faceți acolo este super valabil și nu se știe niciodată când gesturile, semnele, exercițiile sau capodoperile pe care le faceți acolo se vor transforma într-un produs finit și vor fi expuse și vor fi cumpărate și așa mai departe. Mie mi se întâmplă asta foarte des. Apoi, caietul de schițe este important ca să vă înregistrați gândurile. Dacă, de exemplu, sunteți pe stradă și aveți o idee despre următoarea pictură sau chiar acum în perioada asta, săptămâna numărul 1 de la curs, aveți idei despre, wow, cum să fac eu peisajul ăla sau vă gândiți la niște personaje pe care le-ați băga într-un alt context sau ați face niște mixuri, puteți să scrieți chiar ideile și apoi eventual să faceți niște teste. Acolo se și reproduce desen după imagini și așa mai departe. Deci, sketchbook-ul e super important. Și la sfârșitul acestui curs, eu îmi doresc ca acel caiet pe care vi l-am oferit să fie plin, nu contează de ce, ideea e să fi mâzgălit acolo ceva, dar în aceeași măsură îmi doresc să vă faceți și temele pe care vi le dau eu, deci caietul de schițe e super important. Și acum să vă povestesc un pic despre creioane. Aici în spatele meu avem o imagine cu tipuri de durități ale creioanelor de grafit. Și numărătoarea pornește undeva la mijloc, la HB, și se duce în sus, următorului B, 2B, 3B, 4B. De la HB în sus, mina crește în intensitate ca și culoare, adică e un negru mai puternic pe măsură ce HB devine B, 2B, 3B, 4B și se și înmoaie ca și substanță. Dacă coborâți de la HB în jos, avem F, avem H, 2H, mina este tot mai tare, griurile sunt tot mai slabe. Adică astea sunt creioanele de schiță și astea sunt creioanele de umplut zone, de făcut valorație. Deci niciodată nu faceți o schiță cu creioanele astea moi de sus, pentru că o să vă murdăriți desen. Deci creioanele de schiță sunt astea tari și gri. Bun, mergem mai departe. Tipuri de valorație. Există tipul de valorație cu un singur strat și mă refer aici la acest tip de valorație. Practic sunt niște linii paralele pe care le faceți cu creionul pe o singură direcție. Cu cât sunt mai paralele, cu atât valorația e mai frumoasă și îți dă senzația de o singură pată. Asta e intenția valorației, să creeze lumină. Apoi trecem la o altă valorație care e cu două straturi și de fapt ce se întâmplă sunt două grupuri de linii paralele cu unghiuri diferite. Mergem mai departe. Dacă vrem să crește un pic tonul de gri sau de negru, adică să fie mai închis la culoare, să fie mai închisă la culoare suprafața aia, avem multistraturi, să zicem așa, de valorație. Adică facem un rând de linii paralele, schimbăm unghiul, facem un alt rând, schimbăm unghiul și avem trei rânduri și putem spune patru rânduri și așa mai departe.
cu chestiile astea o să vă jucați în exercițiile pe care vi le dau și o să vă dați seama exact ce se întâmplă și discutăm și la curs. Apoi avem un tip de valorație super liberă prin care pur și simplu facem linii neregulate, dar totuși ne străduim să-i dăm o constantă la zonă, adică să nu fie mai multe linii într-o zonă și mai multe în cealaltă. Dacă sunt mai multe într-o zonă, înseamnă că acolo se adaugă mai mult întuneric, negru. Dincolo, unde sunt mai puține și mai rare, e mai deschis. Și o să vedeți că dacă o alternați și faceți suprafețe mari cu diferite intensități și grad de, cum să-i spun, de densitate a acelor valorații, prin asta voi o să creați senzația de volum. După aia avem o valorație pe care o facem cu creionul mai întâi și după aceea întindem cu degetul. Asta e una care e așa super soft. Adică vă ajută să aveți trecerile alea fine de la o zonă întunecată spre zona deschisă. Întinzând cu degetul o să vedeți că vă rămâne grafit pe deget și după aia o să puteți lucra cu el în diverse locuri și să aveți tonuri super, super subtile de gri. După aceea sunt linii, este o valorație prin distanța dintre linii. Prin distanța dintre linii se dă senzația de întuneric sau de deschis. Apoi există valorația făcută prin puncte, asta se mai numește și pointillism și așa mai departe. O să vă spun imediat legat de valorație. Valorația este cel mai important lucru în desen pentru că voi cu valorația creați lumină. Dacă n-ați face valorație, ați avea pur și simplu numai linii de contur, ceea ce nu ar da senzație de tridimensionalitate. Bun, mergem mai departe. Avem aici o foaie pe care v-am dat eu ca și exemplu de valorație din asta așa de exerciții. Voi ce trebuie să faceți acum? Să vă antrenați mâna. Adică să vă străduiți să faceți liniile alea paralele. Dacă nu vă plac alea paralele, să treceți mai departe la un alt tip de valorație. Țineți minte un lucru. Când desenați și faceți valorație, puteți să fiți liberi 100% atâta timp cât creați volum prin creion, prin mișcarea creionului. Apoi că sunt puncte sau că sunt linii neregulate sau nu contează atât de mult. Ideea este să reușiți să mișcați mâna. Astea sunt câteva chestii de bază pe care vreau să vi le spun acum. Și acum o să trec la o chestie care e un pic mai complicată și anume vreau să vă arăt cum se face. Uite așa. Asta e cumva prima chestie un pic mai complicată din desen și aceasta este perspectiva. Și am aici un exemplu de desen în perspectivă. Observați ce am făcut acolo? Deci hai să vorbim un pic despre perspectiva. Perspectiva este un efect vizual pe care îl creează ochiul datorită construcției lui anatomice. Ochiul nostru este o pilă. Aia înseamnă că există un nivel de convexitate pe care, cum să mă exprim, percepția noastră, deci ochiul nostru, ca să poată să cuprindă mai mult din ce avem în față, a fost construit în felul ăsta, adică este convex sau convex, nu este concav, este convex, încât să poată să absorbă cât mai mult din lateral și să aducă în spectru vizual. Și asta înseamnă că realitatea, așa cum o vedem noi, este distorsionată. În realitate, un cub pus în fața noastră are toate laturile egale. La fel și unghiurile dintre laturi, dintre muchii, sunt toate drepte. Dacă mergi să le măsori pe fiecare parte, așa este. Dar dacă vrem să le reprezentăm în desen, datorită deformației sau, cum să zic, formațiunii pe care o are ochiul nostru, noi o să vedem lucrurile deformat. Adică, o să vă dau un exemplu prin desen, pentru că nu știu exact cum altfel să explic treaba asta, dar o să înțelegeți de îndată ce pun mâna pe acest caiet și o să dau la partea asta, că se pare că nu mi-am pus reta în trecute. Da. Care este ideea cu perspectiva?
avem două puncte, nu? Nu, prima dată desenez un orizont, ăsta este orizontul, să zicem. Datorită poziției nu reușesc să desenez super bine. Apoi avem un punct în dreapta, un punct în stânga. Din astea două puncte, hai să trasăm câte o linie care vine înspre noi și ele se intersectează. După aceea, din punctul acesta, nu, tot din punctele astea mai vin cu câte o linie, vedeți? Așa, și se formează aici o suprafață, adică un, o formă geometrică, care nu este unghiuri drepte, dar de fapt acesta poate fi un pătrat, numai că este deformat de distanță. Dacă din punctele astea duc niște linii verticale, așa, nu o să iasă grozav, pentru că n-am poziție ca lumea, avem mucchia asta, care este chiar înspre noi. Muchiile astea sunt mai în spate, pentru că parcurg distanța aia, nu-i așa? Bun. După aia, muchia asta din spate e cea mai îndepărtată, pentru că e acolo, în spatele obiectului. Bun. Cum fac eu obiectul ăsta să fie în perspectivă și să fie corect? Îmi iau un punct pe muchia dinspre noi, aici sus, și îl duc în punctele astea. De aici vin cu așa și așa. Bun, ați înțeles, nu? Și avem aici două laturi ale obiectului. După aceea observ că linia asta și cu asta mi intersectează liniile verticale aici și aici. Și de aici vin cu o linie în partea asta și cu o linie în partea aia. Și se formează încă un romb din ăsta neregulat. Observați? Care de fapt ce este? Este capacul de paralelepipedului pe care l-am făcut eu, dar văzut de jos în sus. Pe ăsta îl văd de sus în jos. Observați? Suprafața lui de jos este asta. Suprafața lui de sus este asta. Eu pe ăsta îl văd de jos în sus și pe ăsta îl văd, pentru că punctul meu de vedere este aici. Adică eu de aici văd și în sus și în jos. Și acum, dacă întăresc un pic liniile astea, de fapt eu am construit un paralelepiped în perspectivă, într-un mod corect, cât mi-a permis mie gestul. Bun, acum, asta a fost scurta lecție despre perspectivă. Există perspectivă cu două puncte de fugă, ceea ce v-am exemplificat eu, și există perspectivă cu mai multe puncte de fugă. Aia înseamnă ceva mult mai complex, dar e exact același principiu, numai că trebuie pur și simplu să-l surprindeți cum trebuie. Dar eu o să vă dau cărțile mele de desen și o să înțelegeți mai mult despre asta, pentru că este una dedicată perspective și o să vedeți că e mega complexă, dar de fapt e același lucru, numai că complică ei lucrurile, în fine. Și acum vreau să vă dau temă. Bun. În primul rând avem creioanele, cu care vom face valorație. În primul rând, data viitoare la acest curs de desen online, adică în modulul 2, o să trecem la forme de bază care devin tridimensionale, adică pătrat, triunghi, cerc, pe astea le facem tridimensionale. Eu ce vreau să vă propun acum este să faceți 5 pagini din caietul vostru pe care să desenați câte o formă din asta de bază, gen cerc. După aceea faceți un cub, dar vă străduiți să o faceți cam pe, nu știu ce să zic, un 40% din pagină. Fiecare. Deci pe o pagină să aveți un singur obiect din asta simplu. Faceți un cerc, un triunghi, un pătrat și un romb. Și o stea. Bun. Astea 5 vă străduiți, așa cum știți, bazat eventual pe perspectivă, dar nu trebuie neapărat. O să vă explic și la curs, la aici, la atelier, mai mult despre perspectivă și care sunt efectele ei. Voi faceți aceste forme simple și după aceea le transformați în niște obiecte tridimensionale, așa cum simțiți, așa cum știți. Adăugând valorație. Și vă uitați pe net ce înseamnă valorație. Vă uitați pe net ce înseamnă obiecte tridimensionale desenate și faceți aceste 5 desene.
Nu uitați că valorația în engleză se numește hatching. Și dacă dau înapoi, vă zic câteva titluri de tipuri de hatching. Hatching in one direction. Cross-hatching, adică aceea care are linii intersectate. Multi-hatching, three layers, scrie aici. Multi-hatching, four layers or directions. După aceea, point-hatchings, finger marks, hatchings, and so on. Căutați un pic pe net, numai 10 minute trebuie să faceți research, să vedeți exact despre ce e vorba și o să știți cum să faceți tema. 5 pagini cu 5 tipuri de valorație pe 5 forme de bază pe care le transformați din 2D în 3D. Ne vedem data viitoare, spor! Să nu cumva să nu vă faceți tema că, oh my god!